Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre mecanismele de prevenire a torturii și tratamentelor inumane și degradante. De fapt, aceste aspecte din ce în ce sunt mai mult discutate atât în mass media cât și între fiecare dintre noi. Mă refer la nivel de societate. Acest aspect vom discuta împreună cu Alexandru Zupco, șeful secției de prevenire a torturii, oficiu avocatul poporului. Bună seara și bine ați venit! Bun găsit! Domnule Zupco, haideți să explicăm telespectatorilor pentru început. Atunci când vorbim despre tortură, acești indici sunt în creștere? Ce se întâmplă în Republica Moldova? Este o stare de lucruri îngrijorătoare care ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi? Știți, deocamdată acest fenomen, deși se discută foarte mult despre el și în ultimii ani s-a accentuat o mai mare atenție și o mai mare efort din partea tot autorităților constituționale, cât și actorilor internaționale, deci în segment. Constatăm cu îngrijorare că fenomenul torturii nu este eradicat, mai există multe aspecte și mai multe domenii la care se merită o atenție mai sporită, inclusiv din partea autorităților executive la acest segment. Este de ce avem persoane torturate? Din imprudență, din necunoaștere, din rea intenție, nu știu. Trebuie să divizăm puțin. Da. La capitolul aplicarea torturii, situația s-a mai îmbunătățit. Deci sunt mai puține cazuri și raportate la nivel de tortură clasică, ceea ce se înțelege a aplica maltratări de către ofițerii de poliție sau de către alte persoane cu demnitate, cu funcționari publici, pentru a descoperi o infracțiune, o anumită faptă. Aici sunt deja un aspect, un pas mai pozitiv, avem un regres în partea acestei de rele tratamente, deci se referă la condiții de detenție, condiții materiale de detenție, la aspectul ăsta, la ceea ce ține de reabilitarea victimelor torturii, deci la comportamentul respectiv. Republica Moldova este parte a mai multor, nu știu, acorduri internaționale. Lucrul ăsta o face ca să fie mai sensibilă și să implementeze nemijlocit anumite modificări la legi, stări de lucruri care ar putea ține sub control întreaga stare de lucruri? Ceea ce ține de capitolul prevenirea torturii, da. Într-adevăr, Republica Moldova a semnat o serie de acte internaționale care obligă pozitiv și negativ să exercite, să-și intensifice eforturile în prevenire sau în problema impunității și toleranței față de acest fenomen. Are această obligație, o impune și la nivel internațional să raporteze ce pași concreți a întreprins pentru a înlătura acest segment, inclusiv și prin mecanismele sale. Este un factor de apreciat, pentru că Republica Moldova, ca stat independent, și-a asumat aceste obligații alături de alte state și depune eforturi. Da, ele sunt aparent poate și minore, dar sunt eforturi. Cum le da? Spuneți-ne, vă rog, în virtutea funcției pe care o aveți, ține de responsabilitatea dumneavoastră sau de dreptul, poate mai bine zis, de a merge în anumite instituții penitenciare și a constata starea de lucruri de acolo. În calitatea mea de jurnalist, documentându-mă pentru această emisiune, am găsit, spre exemplu, un raport realizat, dacă nu mă înșel memoria, acum o lună, din penitenciarul de la Cahul. Spuneți-ne, vă rog, până ajunge să discutăm propriu-zis problemele care se confruntă cei de acolo, se deosebește ceva sau problemele pot fi trase la indigo atunci când vorbim sistemul de penitenciar? Deschidem în paranteză. Mă rog. Mandatul ceea ce ține de el, într-adevăr, doar avocat poporului poate să intre în distingherită în orice loc de detenție, ceea ce se are în vedere nu doar penitenciarele, dar și izolatoarele, secțiile de psihiatrie, internatele psihoneurologice, acolo unde sunt private de libertate persoanele sau beneficiarii. Da. Acest mandat îi permite să intre, să viziteze în orice timp, în orice perioada zilei și să aibă acces la orice informație despre presupusele, despre alegațiile de tortură, inclusiv să facă constatări și să le
recomandări și le expedieze pentru executare autorității vizate în cazul dat. Deja în mandatul său, noi ca membri, ca reprezentanți ai oficiului Voca Poporului, avem prerogativa să mergem în orice spațiu și efectuăm sub mandat de prevenire a torturii vizitele respective. Vizitele au scop, unul, de prevenire, al doilea, de a constata ce există la situația la zi când mergem. Ele sunt inopinante. De regulă, administrația nu cunoaște când o să venim, ce o să solicităm. Deci noi mergem conform unui ghid metodologic foarte clar. Vizităm locurile detenției, avem interviuri, avem... Dar ți-a definat unele impedimente? Activitatea pe care desfășurați? În mandatul care este, accesul este fără impedimente, deci este nestingerit în mare parte, pentru că deja autoritățile cunosc care este mandatul nostru și de ce noi venim să... Și care este scopul nostru? Scopul vizitei, da. Și deci este și în favoarea lor să arate care sunt lucrurile așa cum sunt. Pentru că recomandările noastre vin nu doar atât asupra îmbunătățirii situației, cât și a facilitării activității acestei instituții, care, pentru că în recomandări se includ inclusiv și cum ar trebui să arate starea de lucruri. Și deci vine un suport și pentru șeful acestei instituții. Deci este, și pe partea respectivă este benefică. Spuneam de Cahul. Da, una din viste, una din instituții monitorizate, și dacă ați găsit, da. Pe pagina ombudsman.media noi străduim toate rapoartele pe vizite să fie afișate, să fie publice, prezentăm și imagini de acolo, cele care sunt permise pentru public, ca să arătăm o claritate sau cum arată starea de lucruri acolo, inclusiv și actele de reacționare și recomandările care noi le-am efectuat pentru autoritate. Când autoritatea revine cu răspuns, încercăm să-l pasăm și pe el după ce facem analiza recomandărilor sau modul în care au fost executate. Domnule Zupco, aceste recomandări sunt cu titlul de obligatorii? Deocamdată Avocatul Poporului nu are titlul, nu sunt cu titlul de obligatorii, pentru că există și o logică în acest spectru, se recomandă sub aspect că autoritatea trebuie să le implementeze, să arate o deschidere față de această instituție, pentru că însăși în autoritatea acestei instituții naționale de apărare a drepturilor omului prezumă cap-coadă că autoritatea căruia s-a făcut recomandări trebuie să vină la întâmpinare și trebuie să răspundă. Sunt și puncte slabe și puncte forte la acest capitol. În majoritatea statelor lumii, aceste recomandări sunt cu titlul de alternativă, adică nu sunt obligatorii, pentru că ține mai mult și de un întreg sistem. Când șeful penitenciarului poate să execute o recomandare foarte simplă, deci e logic că nu poate să execute și mă refer la probleme mai globale, deci nu putem să-l acuzăm. În rezervă, Avocat Poporul are articol în codul contravențional 320, unde este, în cazul în care unul din membrii administrației împiedică accesul, el poate să aplice și să solicite aplicarea acestei contravenții față de actorul care l-a împiedicat să desfășoare activitatea sa. Ce drepturi ale omului sunt încălcate de regulă, dacă e să vorbim de aceste vizite? Ce ați constatat? Noi mergem, unul din scopuri este să vedem cum este respectat sau nu tratamentul și tratamentul față de aceste persoane, pentru că ele se află în custodia statului, deci statul pe perioada în care aceste persoane se află acolo și a asumat angajamentul să le ofere cel puțin minimul de garanții. Vorbim de condiții materiale bune de detenție, accesibilitate, respectarea unor garanții simple, umane, pentru că se prezumă că această persoană deja a fost pedepsită pentru faptul care a fost săvârșită și fiind în acest loc de detenție, statul nu trebuie să o pedepsească sau o repedepsească pentru detenția în condiții inumane sau cu cruzime.
Spuneați în acest raport, spre exemplu, la condițiile de detenție, celula nu este dotată cu mobilier necesar și suficient. Haideți să pornim de la ceea ce poate întreprinde, de fapt, administrația închisorii și terminând cu ceea ce spuneați și dumneavoastră, nu este până la urmă în competența dânsă și nu are pârghii necesare pentru a soluționa. Haideți să vedem, dotarea de regulă este cea un punct vulnerabil? Și dacă încep în ordinea în care dumneavoastră le-ați expus în raport. Da. Și dacă mergem sub aspect mai larg, sunt de asta și am pornit cu faptul că sunt recomandări la nivel global, ceea ce ține de finanțarea acestor spații și la noi în Republica Moldova există un nivel de subfinanțare, adică instituțiile respective nu primesc suficientă finanțare pentru a asigura condițiile cele minime despre care vorbim. Când mergem în vizite, sunt recomandări foarte simple care poate să le execute un șef de penitenciar, un șef de izolator. Și sunt recomandări care vin în sarcina, de exemplu, Ministerului de Profil, care are misiunea deja a merge pe linie de a solicita aceste mijloace financiare când își restructurează sau exercită bugetul pentru acea instituție concretă sau pentru, în cazul în care depistăm că în mai multe locuri de detenție nu există mobilier, deja e clar că problema este generală, globală și ar trebui să se reorienteze finanțarea în domeniul respectiv. Pentru că populația de acolo are nevoie de aceste condiții minime. Deci, în momentul respectiv, noi venim cu atenționare. Uitați-vă că este nevoie de. Și recomandările noastre sunt focusate pe standardele minime ce sunt de detenție. Deci noi ne orientăm la standardele internaționale. Ce prezumă ele și ce prevăd. Și deja le citeam în rapoartele noastre. Următoarea problemă, cel puțin mie în calitate de jurnalist, mi-a stârnit interesul. Cu permisiunea dumneavoastră citez. Condiții nesatisfăcătoare de detenție în celula respectivă, aer greu, lingerie în stare nesatisfăcătoare, WC-ul fiind situat imediat lângă paturile de dormit. Astea sunt condiții? În majoritatea locurilor de detenție, majoritatea celulilor, amenajarea și acomodarea este la nivel de câteva paturi, de exemplu, sunt situații unele sub, dacă cumulezi toate persoanele care sunt acolo, este presupus supraaglomerare, dar WC-urile se află în celulă, ceea ce presupune în opinia noastră, în multe situații, un tratament inuman, pentru că ține și de viața intimă și de posibilitatea de a-și satisface necesitățile, inclusiv și de aerul care persistă și mirosul. Pentru o persoană care intră și iese, poate nu e atât de deranjant acest lucru, dar pentru persoanele care se află acolo și vă dați seama că sunt persoane de diferite vârste, sunt persoane care au și o anumită stare de sănătate, o anumită frică sau anxietate față de celelalte persoane, se teme să nu le deranjeze și în anumite situații am întâlnit și persoane care nu mergeau la WC-ul cu zilele pentru că se temeau să nu împiedice sau să nu. Și aceasta se prezumă de faptul că vrem sau nu, dar le înducem la un tratament inuman pe aceste persoane. Și este în discuție, este în majoritatea situațiilor. Noi recomandăm divizarea sau instalarea unui perete care să permite... Este atât de costisitor, probabil se întreabă și telespectatorii care ne vizionează. Știți, în argumentul care ni se oferă de administrație este faptul 1, asigurarea siguranței și securității persoanelor care se află acolo, pentru că administrația spune că el, dacă ar fi în spațiul acesta închis, noi nu am ști ce face el acolo și pentru a preveni tentativele de suicid. Deși când deja mergem la explicații câte cauze de suicid au fost sau ar putea fi și, de exemplu, dacă sunt paturi cu două niveluri sau sunt acele grate, unde ar putea fi mult mai ușor să comit actul de suicid, nu avem o altă explicație. Probabil nu s-au referit mulți la costuri, la cât ar costa acest, dar nu există nici la nivel de instituție cum ar trebui să fie. Trebuie să fie amenajat sau nu, pentru că în alte locuri noi găsim când sunt, există acest spațiu închis, în alte locuri există prin simple perdele, în alte locuri
este la nivel de un zid de un metru și iarăși este tot spațiu deschis. Deci, dar este la nivel de... Este o problemă pentru toate locurile de detenție în care am fost și în care le-am vizitat. Dar lingeria de pat poate fi schimbată? Lingeria de pat se recomandă să fie schimbată și să fie curată și astea sunt expres stipulate în recomandările Comitetului European pentru prevenire și în regulile minime. Administrația, de fapt, motivează că, unu, acești deținuții însăși o rupă deteriorează și modelează diferite funii, altele însăși deținuții nu o păstrează și o murdăresc intenționat și respectiv administrația este în continuă pierdere sau în continuă pierdere suport financiar supra, pentru că este nevoie cumva. Deși asta nu este o explicație plauzibilă și logică, efectiv, pentru că omul are nevoie, noi multe persoane am întâlnit când ei dormeau pur și simplu pe tejghea simplă sau pe cele trimise de la rude, ceea ce nu este, trebuie să fie ignorat acest aspect. Deținuții s-au plâns de nefuncționarea televizorului. Iată, în secolul 21 lumea cere și acces la informație. Da, este aici, permis? Haideți să punem de aici. Televizorul este permis? Aici televizorul este permis pentru că este vorba de contact, acces la informații, contact cu lumea exterioară. Persoanele care se află acolo au nevoie și trebuie să cunoască ce se întâmplă în împrejurime, trebuie să fie la curent, trebuie să poată accesa informații, să o primească și sub anumite, evident că nu toate nu au dreptul la anumite canale de televizor. Da. Televiziune, dar ce în masă trebuie să fie. Este o altă problemă, ceea ce ține de modul în care administrațiile pot să asigure, pentru că sunt multiple celule și fiecare vrea să-și conecteze propriul TV și atunci aici apar disfuncționalitatea sistemului electric, care nu este și nici nu a fost gândit pentru așa ceva, pentru că majoritatea locurilor de detenție sunt construite de tip sovietic și atunci nu era necesitatea respectivă. Acum deja sunt supra-solicitării din punct de vedere energetic, au loc căderi de tensiune, ca și pentru a nu a fi admise scurt circuit, administrația motivează și sub un oarecare aspect ar putea să fie. Sunt alte lucruri, de exemplu, în penitenciare televizorul este afișat pe hol, dar pe hol nu poți să stai. Deci, pentru numărul persoanelor care sunt în aceste celule, nu poți să stai nici pe scaun pentru că este prea îngust. Și atunci, aici deja administrația nu are o explicație de ce, pentru că, într-adevăr, nu se asigură. Domnule Zucco, nouă reprezentanților media, de regulă ne sunt propuse cazuri în care deținuții sunt încadrați în activități, nu știu, socioeducative. Iar și în raportul dumneavoastră menționați faptul că unii dintre ei menționează faptul că nu au posibilități de antrenare. Care e realitatea până la urmă? Da, aici ne referim la mai mult la categorii care sunt extrem de necesare aceste activități. Și în ramura principală intră deținuții minori care trebuie să fie ocupați. Și pentru că este vorba și de tânără generație care ulterior, ieșind din detenție, trebuie să aibă cunoștință și elemente de bază. Să se reintegreze social. Și inclusiv și se reintegreze. Este vorba și de contingentul de deținuți care peste o perioadă de timp o să iasă în libertate după executarea pedepsei. Aceste activități impun ca deținuții, pentru că vă imaginați, ei toată ziua stau în acea celulă de 16 metri pătrați, de 10 metri pătrați. Ajungem să discutăm și despre metri, și, pentru că suntem codași. Și vă imaginați, dacă tot timp, chiar și oamenii simpli, dacă ar fi într-o încăpere care unde nu există nici spațiu, nici și nu ai ocupație, vrând nevrând, deci însă și psihologic degradez și dezavantajez și aduce la alte consecințe cu care sistemul penitenciar trebuie să facă rost. Adică sunt multe situații în care deținuții au anumite crize și atunci iarăși revine pe sarcina lor. Și aceste activități la care noi intenționăm că trebuie să existe, trebuie să le implementeze sistemul penitenciar sau instituția de acolo ca să prevină. Să prevină alte momente de suicid, de crize, de altercații între deținuți, de un șir de alte momente ce au loc în,
în acea instituție. Și când mergem, inclusiv un segment de-a nostru este să studiem. Există acestea sau nu? Sau există ele doar pe hârtie și în realitate nu? Și interogăm deținuții, ne uităm în registre, discutăm cu personalul de acolo și se observă din start că nu prea în multe situații doar se notează pe hârtie ca loc, în altele nu există sau în altele există, dar nu sunt eficiente. Deci diferite situații. Problema respectivă ne-a dat mai mari de bătăi de cap, am ajuns și la CEDO, mă refer la suprafața minimă, da? E vorba de 4 metri pătrați pentru fiecare. Cel puțin. Da. Da, la nivel de suprapopulare, Republica Moldova încă se confruntă cu acest flagel. Avem suprapopulare, în departe luăm cazul penitenciarului 13, deci el fiind cumulând și izolator de urmărire penală și penitenciar, se confruntă cu această problemă se depășesc cu sutele de persoane, nu e vorba de câteva persoane, dar cu sute de persoane care stau în aceste condiții, fiind nevoite să se sfoce, de exemplu în perioada caniculară este sufocabil ceea ce se întâmplă acolo. Aici sunt, dacă vorbim de prevenția acestui flagel, cred că asta își interesează telespectatorii, sunt un șir de alte aspecte, de exemplu, ce ar determina până la sosirea lui în penitenciar. Este vorba despre aplicarea măsurilor non-privative, deci un șir de alte care sunt prevăzute de codul procedurii penală, ceea ce este vorba despre rolul de recuritor al procurorilor, al instanțelor, al judecătorului de instrucție, care ar putea să aplice dacă persoana nu este violentă, poate fi identificată, are un loc de domiciliu stabil, i-a aplicat măsura de supraveghere, de interdicție, și deci îl gestionează urmărirea cauza penală pe perioada în care el este și îi ușurează sistemul penitenciar de această problemă. Sistemul penitenciar nu are încotro. În momentul în care vine un prevenit în instituție cu încheierea mandatului judecător de instrucție de aplicare a arestului, el trebuie să o primească. Și atunci șeful penitenciarului este pus într-o situație critică, unde să-l proseze. Și aici noi venim și cu recomandări deja, nu atât către șeful penitenciarului, dar și către instituțiile de profil. E alta situație că noi depistăm că există celule, dar ei intenționați sunt plasați acolo pentru alte măsuri, atunci deja recomandarea este strictă, dar și poate fi nu recomandare, dar și de mers către organele de procuratură, în cazul în care noi constatăm că aceasta ar fi și o intenție sau o misiune a șefului administrației, că sunt multe, multe specii și multe cauze, atunci, da, vorbim că este vinovăția sau se prezumă a fi implicat și șeful administrației. Sunt niște chestii uneori minore care am zis și fiecare dintre noi că pot fi remediate fără mari eforturi. Când zic lucrul ăsta, fac referire la faptul că geamurile au fost deteriorate din cauza vântului. Cineva zice că sunt nevoiți să înfrunte calamități naturale, vânt, nisori, ploaie. Nu există mijloace financiare, nu există dorință, domnule Zufor, cum? Știți, noi am primit răspuns că geamul a fost deteriorat imediat înainte de a veni noi. Adică din pur întâmplător, da. Da, și atunci e o explicație. Cum ne-a dat? Recomandarea a fost că tai din lăturat, deși perioada în care noi am fost, timp de 3 ore acolo, nu s-au observat mari mișcări în domeniul respectiv, pentru că noi am atenționat, poate. Și în 3 ore deja puteau să demonteze acel geam. Că să fie instalat sticla. Și încerci să instaleze, cel puțin nu se încerca atunci, dar am primit atunci o asigurare că va fi. Deși la speța respectivă, deținuții au invocat că, în mare parte, modul în care, și aici se referă, mi-amintesc, că se referă la deținuții care sunt implicați la executarea unui munci și gospodărești, au ales această opțiune pentru anumite facilități în perioada pedepsii și erau plasați în altă clădire, dar care reprezenta, de fapt, o sală de festivități și cu geamuri, așa cum sunt săli festivități în orice clădire civilă, cu săli mari. Și deținuții spuneau că, ok, acolo erau niște paturi improvizate, deja ei și-au făcut singuri din
din Petru un fel de delimitări între, și între ei, dar deținuții spuneau că, într-adevăr, deși geamurile sunt mari și asigură luminozitate, dar ele nu erau asigurate de către, pentru a preveni ploaia, vântul, gerul, zăpada, și ei spuneau că au îndură frig și ploaie și vânt. Ce înseamnă remunerare neadecvată? Ați zis și dumneavoastră, dar au pomenit de fapt și acești oameni. Deci în procesul de consultare noi ne-a interesat momentul cum sunt remunerați deținuții, pentru că ei prestează niște munci și administrația sau le alocă anumite mijloace financiare pentru zi, pentru zile de muncă, și atunci am observat că există o discrepanță între aceste remunerare. O categorie de deținuți erau remunerați mai mult, alta mai puțin. Deja nu înțelegeam care este explicația, pentru că oricum, în sensul codului de executare, executau niște munci similare în fine, și administrația a încercat să motiveze că la aceia e mai greu, la aceștia e mai dificil, deși între deținuți se crea o impresie că ei sunt tratați diferit și inclusiv și prin faptul că nu li se achită pentru anumite zile, deși ei spuneau că lucrează 31, li se achita doar pentru 28, și evident noi ne-a interesat acest moment și noi am atenționat administrația să fie, să vină cu o explicație clară și către deținuți cum li se asigură această remunerație, ca ei să înțeleagă pentru ce primești bani și pentru care zile, pentru că e logic că orice angajat să cunoască pentru ce primește și care este gradul de remunerație și să știe la ce tinde, în cazul în care sunt erori, să le lichideze. Deci în următoarea vizită o să verificăm acest aspect, este sau nu asigurat. Analizând acest raport la care am făcut referire, mă tot gândeam că Republica Moldova uneori are restanțe destul de mari, ca să nu fiu categoric să zic 30-40 de ani, mie mi-a stârnit interesul. Baie o dată pe săptămână, da? E posibil? De ce așa? Pe vreme caniculară, cel puțin? Da, după statutul de executare a pedepsei, o dată pe săptămână și... Într-o baie insalubră. Sigur, și într-o baie insalubră și anumite celule merg conform unui grafic, conform câteva minute. De exemplu, pentru mine personal este îngrijorătoare sau poate fi considerat și anumit aspect că aceste persoane sunt limitate în accesul la baie, în special pe perioada caniculară când este nevoie, și pe perioada rece a anului, când acolo trebuie să existe apă fierbinte, pur și simplu, și încăperea trebuie să fie încălzită în așa... Corespunzător. Sigur. Da. Și la Cahul e insalubră și lipseau și dușurile respective, nu erau comodate, dar pentru mine trezise interes accesul la baie pentru deținutele femei, unde ele aveau strict 10 minute, ceea ce în realitate 10 minute pentru o doamnă procesul de îmbăire este foarte relativ scurt. Și noi am insistat, am recomandat că să fie majorat acest durată, această durată sau inclusiv să fie permis. Sunt administrații care merg la întâmpinare și permit proces de îmbăire la necesitate și când vor. De exemplu, sunt administrații care nu pot să asigure din condiții tehnice. Deci, graficul de accesibilitate sau apă nu vine în timp sau nu există suficiente sisteme de încălzire și ele nu pot asigura, pentru că imaginați cum ar fi însăși personal care să supravegheze. De exemplu, în Peliciarul 13 ar fi o criză. Dacă în fiecare zi li s-ar permite accesul la duș și ei sunt acolo peste 1000 de deținuți și angajați relativ întreit de puțin, și atunci ar fi o problemă. Și aici există și anumite neconcordanțe și anumite, pe lângă faptul că administrația trebuie să respecte aceste standarde internaționale și însăși principiile umane, pentru că vorba totuși de
Mă rog, sunt mulți deținuți care au ieșit din situații, au propriile căzi în celulă și își fac... Dar probabil iarăși, sunt o minoritate, vorbim de... Da, dar iarăși aceasta duce la creșterea umidității, sunt care își spală și lingeria în celulă și atunci iarăși observăm pe pereți și mucegai și asta și iarăși duce la... Dar există suficiente probleme la acest capitol. Haideți să vorbim un pic despre faptul că în penitenciare există un deficit de personal, inclusiv de supraveghere, de pază, de psiholog, de medic, până și medicul stomatolog e o criză, da? Personalul medical, personalul care asigură supravegherea deținuților este insuficient și sistemul penitenciar se confruntă, însăși, dar și serviciul respectiv nu este atât de atractiv din vari motive și bănuiesc eu că serviciul penitenciar sau însă sistemul respectiv se va confrunta cu această problemă încă mult timp, pentru că deja se observă un regres în acest domeniu. Și după cum știți, există și cei ce își împiedică sau sperie personalul să se încadreze în acest serviciu, pentru că dacă înainte se acumula 1 la 2 pentru stagiu, acum deja se discută că o să fie exclus acest privilegiu și atunci persoana care acolo fiind o să trebuiască să execute acest stagiu la nivel general și nu cred că vor fi atractiv. Este o problemă destul de, poate într-un timp că statul se gândește că va economisi anumite resurse, dar el va pierde din capacitățile umane și deja se observă o tendință că mulți angajați se transferă în alte servicii unde se evite doar acest... Și atunci avem altă situație, pentru că deținuții fiind nesupravegheați sau fiind o singură persoană pe un etaj, vă imaginați în cazuri de situații excepționale, reușește acest gardian să comunice ce se întâmplă sau nu? Probabil că nu. În această situație și atunci sistemul se va confrunta cu problema cum să asigure siguranța acestor persoane. Petițiile nu ajung la cele care trebuie să ajungă, la cele persoane, mă refer? Vă referiți la modul în care deținuții scriu și adresează petiția în exterior. Da. Există și aici o problemă și din interviuri unii deținuți au plâns, au prezumat că scrisorile lor nu ajung la destinatar sau fie nu sunt expediate. Deci asta la fel trezește un interes și un dubiu pentru noi, pentru că nu se asigură inclusiv corespondența sau același secret al corespondenței. Mă rog, sunt și anumite principii acolo, sunt și explicații de administrație, pentru că administrația urmează pentru anumite categorii de deținuți să prelucreze, să vadă ce tip de scrisoare se trimite în exterior. Și asta e aparent în măsuri de siguranță, securitate este permis, dar în mare parte noi insistăm și aceasta este una din garanțiile persoanelor contact cu lumea exterioară să fie permis corespondența și să nu fie împiedicată. Haideți să vorbim un pic despre Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Avem o asemenea comitet în Republica Moldova. Un consiliu. Da, un consiliu. Cer scuze. Haideți să vedem care e menirea lui. Ce reușim să întreprindem? Da, Republica Moldova este membru a protocolului opțional pentru prevenirea torturii. Acest protocol impune statelor ca să, la nivel de stat, să existe un mecanism național de prevenire a torturii, așa și se numește. Acest rol în Republica Moldova îl execută avocatul poporului, care are acest mandat unic de prevenire a torturii și de monitorizarea locurilor de detenție, alături de reprezentanța societății civile care au fost aleși prin concurs. Anul trecut, în 24 octombrie 2016, a fost constituit acest Consiliu pentru și formează Consiliul pentru Prevenirea Torturii. Sunt 5 membri reprezentanța ONG-urilor de profil din Republica Moldova
și alături de avocatul poporului și avocatul poporului pentru drepturile copilului, care sunt membri de drept în acest consiliu, ei șapte, formând acest consiliu pentru prevenirea torturii. Deci acesta este un, încă un mecanism care are menirea de prevenirea torturii prin efectuarea de vizite, prin elaborare de recomandări, prin comunicare externă cu diferiți actori, deci cam acesta. Domnule Zupcoi, eu mă gândeam acum dacă există din foștii angajați ai sistemului persoane care au fost penalizate, au fost condamnate pentru că au aplicat tortura în instituțiile penitenciare. Avem cazuri? Cred că aceste cercetări de condamnări, aceste statistici probabil o să vă fie mai clare din comunicările Procuraturii Generale. Avem și o secție pentru, la fel, pentru prevenirea torturii. Dacă nu mă greșesc, pentru 2016 au fost pronunțate sentințe de condamnare în 16 cauze, asupra 25 de persoane. Ele nu au fost cu privațiune, au fost cu aplicarea de amenzi și pedepse complementare. La acest capitol, la capitolul impunității sau capitolul investigării și atragerea răspunderii penale, pentru că acesta nu intră deja în sfera de, în domeniul avocatul poporului, acesta intră în domeniul reprezentanților organelor de drept, care au act de reacționare și de investigare, și a organelor judiciare care trebuie să constate existat sau nu rele tratamente sau situații de tortură. Noi aducem, interzăm, la noi este scopul de prevenție, să nu fie admise aceste rele tratamente. Mai apar și în ultimul caz, mi se pare că însă și instanța asupra unui terționar care executa în serviciu penitenciar și nu fusese. Deja cauza este pe rol, nu ne putem expune. Deja am vedea. Dar instanța, una din instanțe, îl achitase. Deja este rolul procurorului să conteste această sentință pe cale arhivă. De fapt, atunci când vorbim despre o serie de probleme grave, facem volens, nu lens, referire la Convenția Europeană, care este cea care, într-un fel sau altul, ne apără. În acest context, vreau să vă întreb, ce prevede Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și pedepselor sau tratamentelor inumane și degradante? Pentru că aceasta este... Convenția prevede foarte clar în articolul 3 că expres că este interzisă orice formă de supunere la rele tratamente, inclusiv și revine obligația statului să investigheze orice alegație de tortură, imediat și prompt. Avem și o zi internațională de prevenire a torturii, da? Avem și o zi internațională de sprijinire a victimilor torturii. Este ziua internațională ONU, celebrată pe 26 iunie fiecărui an. Deci în această zi se atenționează de regulă încă o dată eforturile statului sau se atenționează statele că au această obligație de a proteja și ne referim de victimele torturii. Ați vorbit ceva mai devreme despre suprapopularea instituțiilor penitenciare. Eu, în calitate de reprezentant al media, cred că de câțiva ani buni lucrez cu o informație potrivit care există pe masa, cel puțin a Ministerului Justiției, proiecte de construcție a unor penitenciare ce ar veni să rezolve problema, cel puțin a penitenciarului numărul 13 și, în general, condiții, pentru că de aici porneam, Republica Moldova este condamnată deseori pentru aceste lucruri. Da, există un proiect, există și îl cunoaște, este vorba pe penitenciarul municipiului Chișinău, care va fi în sectorul Bubuieci. El este în reconstrucție. Acum mi se pare că merge proces de selectare a acestor construcții și se prezumă, autoritățile spun, că ar putea asigura un spațiu de detenție pentru circa 1500 de deținuți și asta, într-un sens, ar facilita sau ar scăpa de problema ceea ce o supranumim penitenciarul numărul 13. Nu se știe deja care fie efectul. Mai sunt și alte proiecte la nivel de
construcția unor case de arest regionale, unde pentru preveniți, deci să fie niște centre specializate, cu asigurate, cu completar cu tot ce este necesar, unde regional fiecare inspectorat de poliție să aducă acolo preveniții și de acolo să fie tăpați ca să înlăture problema respectivă prin în cele 39 de sectoare de poliție care sunt în țară, să fie cumulate la câteva, la 5, mi se pare că ultimul timp. Dar acest proiect undeva este, undeva nu se mai readuce în atenție, probabil va necesită o finanțare, ceea ce nu știm dacă guvernul poate să o asigure deocamdată, pentru că e vorba de construiește niște case de arest care trebuie să corespundă tuturor standardelor și se întrunească și atunci probabil această problemă deja va merge la alt capitol, deci cu asigurarea condițiilor minim materiale. Domnule Zupco, știu că aveți o colaborare permanentă cu colaboratorii din sistemul penitenciar. Spre exemplu, la data din 5 iulie 2017 ați desfășurat un seminar de instruire numit Standarde privind aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale. La acest eveniment au participat aproximativ 37 de colaboratori ai sistemului. Haideți să vedem. Vocea dumneavoastră este auzită și înțeleasă sau vorbiți limbi diferite atunci când este vorba de redresare? Pentru că bănuiesc că o parte din problemele despre care astăzi ne-am propus să discutăm nu sunt de ieri de-al altaieri. Până la urmă trebuiau să fie înlăturate până ca dumneavoastră să vă faceți prezența acolo. Dacă ne referim, noi avem și o obligație, da, inclusiv și una din obligații ceea ce ține la Republica Moldova este de a instrui în domeniul prevenirii torturii, a instrui, da, angajații în general în domeniul drepturilor omului, ca ei să înțeleagă ce înseamnă dreptul omului, pentru că asta le-ar permite o altă atitudine decât cea cu personalul care se află în custodie, mă refer cu deținuții, o altă abordare. Și inclusiv una din misiunile noastre, ceea ce facem, este mai oferim și instruire tematică, instruire la subiect pentru angajații sistemului penitenciar. Ceea ce ați menționat este vorba despre contingentul nou care trebuie să fie infiltrat în sistemul penitenciar. Deci noi mergem, iarăși, după cum ați observat, cu standarde. Noi vorbim despre standarde internaționale care trebuie să fie aplicate în anumite specii și noi le dăm ca ei să înțeleagă când există depășire, când nu există, când există caz de rele tratament sau când nu există, pentru că aceasta este și o măsură de prevenire, pentru că el dacă o să cunoască din start că aplicarea bastonului, aplicarea cătușilor, fără necesitate sau fără gradul de respectare a proporționalității în anumite situații, atunci el va cunoaște că admite un caz de tortură și nu vă o admite în situația asta. Noi prezumăm că așa va fi. Dacă este să ne referim la ceea ce ați menționat, s-au schimbat sau nu problemele. De când există acest mecanism de monitorizare... Aici poate și-aș adăuga și formele de tortură. Și formele. Da. Ca să-mi termin gândul, am efectuat undeva peste 1000 și ceva de vizite. Desigur că dacă ne referim la ceva, un caz mai practic, una din recomandările Voca Poporului era permanent, a fost sistarea activității penitenciarului 13, deci pentru că el nu corespunde standardelor minime, nici minime de detenție, nu corespunde și orice persoană fiind acolo are și se prezumă că este supusă la rele tratamente, deci dar niciun penitenciar de Republica Moldova nu asigură condiții adecvate. Sunt care la nivel putem să deschidem un paranteză, este penitenciarul 13, este penitenciarul 11, care mai au în sine un șir de probleme. Mă rog, penitenciarul Rusca de femei, penitenciarul 10 pentru minori au beneficiat de un suport internațional în acest domeniu și au reușit cât ceva să faciliteze și să acomodeze. Sunt alte locuri unde au încercat minim, dar cel puțin să acomodeze aceste spații, să efectueze anumite reparații în celule, câteva, dar pe ansamblu încă rămân, pentru penitenciar rămân ca focar de rele tratamente. Ca să încheiem emisiunea, formele
de tratament, formele de tortură s-au schimbat? Deci, ca tortură clasică, dacă polițiștii aplică sau nu rele tratamente, noi mergem într-o minoritate, adică la aici se manifestă o îmbunătățire în acest aspect, deși acest flagel nu este lichidat în ansamblu. La nivel de condiții sau de tratament inuman, suntem în regres. Domnule Zupco, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studio Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă reamintesc că astăzi în cadrul emisiunii am discutat despre tortură împreună cu Alexandru Zupco, șeful secției de prevenire a torturii, Oficiul Avocatul Poporului. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de noi.